cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni buni la cafea! Bună dimineața, pentru că ce poate fi mai frumos decât să aștepți rezultatele unui control făcut în căminele pentru văznici din neamț, control care cică s-a încheiat duminică și rezultatele vor fi sintetizate, analizate și machiate pentru a ajunge la noi atunci când trebuie și este necesar. Nu se știe încă dacă cuvintele lui Ciolacu au plecat în teritoriu, inclusiv în neamț, sub formă de buzdugan. Pentru că Dixit Ciolacu, marele guru de la Buzău, se știe că guru rimează foarte bine, în general cu tot ce înseamnă zicale foarte înțelepte în politica românească. Deci, dacă cuvintele lui ajung sub formă de buzdugan și în neamț, că dânsul a vorbit despre niște demisii la ăia care ar fi responsabili și în urma controlelor s-au dovedit că nu și-au făcut treaba în timp. Îmi aduc aminte de un cântec, pe vremuri suna cam așa, savanți au venit și au cercetat și lucruri minunate, nu mai știu, au dat, lumii au dat. Noi putem spune așa, acum cu controlele astea. Isu a venit, a amendat și multă muncă a prestat. DSP a venit, a amendat, a atenționat și multă muncă a prestat. La ăștia cu AJB, nu știu cum se cheamă, Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială, și ei au venit, au prestat și au adus aminte de ce n-au făcut și acum fac rapoarte. Deci băieții ăștia fac rapoarte. Vom asista la vreo demitere, demisie și neamț, că motive ar fi. Nu știu, nu sunt? Sunt destule oameni buni, sunt destule. Da, până acolo, haideți să vorbim un pic despre faptul că noi trăim într-o republică. Trăim într-o republică. Tot scandalul ăsta cu azilele groazei a pornit din Republica Voluntari. Republica Voluntari care a fost replicată în timp în multe zone, inclusiv în neamț, pentru că la noi la un moment dat se vorbea despre Republica Arsene, despre Republica Neamț, etc., etc. și amd. Ei, în Republica Voluntari, două personaje, Pandele și Firea, ca să respectăm funcția și gradul, deci Pandele și Firea, și-au făcut, cum să vă spun eu, un fel de curte personală, cum aveau vechii regi ai Franței și nu numai. Da? Cu oameni care aveau foarte clar împărțite sarcinile. Unii se duceau și se ocupau de păpică, alții de băuturică, alții duceau țucalul. Dacă nu știți ce e țucalul, vă rog să vă uitați în text. Una era să duci țucalul doamnei, alta era să duci țucalul domnului. Dacă le duceai pe ale două, îți spunea, pe amândouă îți spunea Dumnezeu mâna în cap. Ei, curte de genul ăsta am avut și în neamț. Cine sunt curtenii? Cine sunt curtenii și în voluntar și aici? Sunt oamenii de casă ai dictatorului din Republică, ca să spunem așa. Și oamenii ăștia de casă fac ce li se spune. Li se spune să stea într-o funcție, se duc și stau într-o funcție. Li se spune să sape o groapă, sapă o groapă. Li se spune să meargă trei să sape o groapă. Unul sapă, altul pune cablul, al treilea acoperă. Și dacă lipsește al doilea în concediu sau îl trimis șeful cu un comision, numai sapă groapa și celălalt o acoperă. Deci sunt niște oameni fără personalitate, fără nimic, sau, mă rog, și-o ascund atât de bine și și-o arată doar atunci când au pe unul mai slab ca ei în jur,
Sunt niște oameni care sunt obișnuiți să execute ce li se spune și când au ocazia să-și umple buzunarele de bani în numele șefilor și cu acordul lor. Păi o să spuneți, ce l-au apucat pe ăsta, domne, să vorbească despre voluntari? Păi să facem un pic de istorie recentă. Unde și-a găsit un refugiu un mare primar de neamț, iubitor de fotbal, într-o perioadă grea pentru domnia sa, nu merita să fie chiar atât de grea, domnul Gheorghe Ștefan, parcă prin zona voluntari. Unde și-a găsit, probabil și-a căutat strămoșii în zonă și și-a făcut o casă adevărată sau și-o face încă în continuare domnul Giovanni Arsene. Tot în zona respectivă. De ce? Pentru că acolo niște băieți, mai presus de firea și pandele și firea, au stabilit așa un fel de cartier general, hai să-i spunem pădure din voluntari. O pădure din voluntari, care din când în când se mai bate, precum în filmele acelea când pădurile se băteau cu oamenii, se mai bate cu pădurea tutelară, cu pădurea lui Sasu, cu pădurea lui nu știu care, pădurea lui. Pe toți acești oameni despre care am vorbit îi unește același lucru. Faptul că niște curele de transmisie, bine, sau mă rog, hai să nu spunem curele de transmisie, niște, cum se cheamă alea, domne, cu Gepetto și cu Pinocchio, curele alea care îl fac să joace pe... Da, niște sfori, așa, ținute de niște sforari care știu foarte bine care le sunt interesele. Deci toate astea sunt legate între ele. Dar în firea țipă nu știi cine. Bine, nu vorbim la nivel de generali aici. Sau fost generali. În neamț așteptăm să vedem rezultatul acestor controle, după care să vedem ce măsuri vor fi luate împotriva acelora care, de ani de zile, se mulțumesc să se ducă, să facă un control, să dea o amendă și după care să stea cu acadeaua în gură și să aștepte să se topească. Nu vorbesc de cei care se duceau în controle amenințători și plecau îngreunați. Îngreunați de probleme, nu vă gândiți la altceva. Să fim foarte bine înțeleși. Ei plecau cu, mergeau cu problemele lor și plecau cu problemele puse de cei controlați. Și sunt cazuri foarte multe și, culmea, sunt cazuri ușor de demonstrat. Foarte ușor de demonstrat. Acum, haideți să ne oprim un pic asupra cazului acela de la Pângărați. Pentru că el, în mic, ne arată cum funcționa sistemul. Niște oameni în vârstă ajung prin intermediul aparținătorilor, adică familia, să fie ei, mă rog, internați, nu știu dacă e corect spus, nu mă pricep foarte bine la termenii ăștia, de când cu neomarxismul în floare, nici nu mai știi cum să vorbești, nici nu știi dacă să spui bolnav, bolnavă sau, mă rog, altfel. Deci, ajung acolo. Ce se întâmplă acolo? Acolo este o clădire, am înțeles că drăguță, am înțeles că cât de cât dotată, a unui personaj care s-a lansat în politică, în domeniul psihologiei și în domeniul acesta al protecției sociale, al îngrijirii vârstnicilor, în zona Rosnov, unde era, până de curând, șef de centru, ce-o fi fost acolo, director, manager, ce-o fi fost el. După care,
ca să vezi pălitură de osândă, domnia sa pleacă prin transfer, noroc că nu prin transplant, pleacă prin transfer, domnul regretatul Toma Caragiu spunea așa, mite paște un trans, și Mircea Diaconu parcă spunea plant, nu transfer, l-a păscut un transfer fix în post de șef de serviciu, personal contractual, să fim bineînțeles, la DGASPC. Păi să vezi, unde lucra, se pare, și soția domniei sale. Poți să pui o imagine cu bolnavii care, mă rog, vârstnicii care erau duși, așa. S-au dus ăștia, au constatat, au amendat și acum se cercetează. Ni se spune de către doamna Cristina Păvăluță de la DGASPC, că ieri am întrebat așa un pic să vedem care e situația domnului acolo. Domnule, zice, nu știu, el trebuie să-și depună declarația de avere și interese în 30 de zile. Și după 30 de zile, dacă cumva vedem că e o problemă, anunțăm ANI. Anunțăm ANI. Și după aia vine ANI și după ce vine ANI, face un raport. Raportul ăla va fi contestat, pentru că noi la DGASPC ne pricepem la asta. Doamna Angheluță, să nu uităm, și ea a avut o problemă cu ANI și cu contestațiile și etc. etc. Da, mai contează. Revenim. Domnul ăsta lucrează la DGASPC. Ce nu ne-a spus nimeni clar, nu cu subiect și predicat, cu fapte și cu cifre, este că sunt cazuri, nu puține, în țară, nu știm câte sunt în neamț, că nu ne-a spus nimeni, de oameni care sunt în sistemul de DGASPC, care, din vari motive, nu mai pot fi găzduiți în centrele acestei prea iubite instituții în neamț și mult prea bine finanțate, sau, mă rog, foarte bine finanțate și mult prea puțin controlate la cheltuieli, apropo de realitatea lor vis-a-vis de prețuri și necesități. Deci, revenim, mulți dintre acești oameni nu mai au loc în centrele de DGASPC și atunci se poate, după ce o comisie stă, analizează, ca ei să ajungă în grija unor ONG-uri, adică și asociații, cum e asociația asta de geriatrie, cum era domnului respectiv, și ajung în centre private, unde, nota bene, toate costurile sunt plătite de DGASPC. Vă dați seama, dumneavoastră, ce bătaie este să iei asemenea vârstnici ca să îi îngrijești pe costurile DGASPC-ului lunare, care sunt foarte mari vis-a-vis de ce își permite un pensionar de la țară. Da. Când o să aflăm toate lucrurile astea, când o să ni se spună care sunt circuitele, când o să ni se spună, domne, când se internează într-un centru privat un vârstnic, îl internează familia, este cineva anunțat în afară de șeful centrului despre situația asta? Știa celebru AJPPZ ăsta condus de doamna Lungulesei, parcă, în fiecare minut care este situația în centre, cât sunt internați, câți au dispărut, câți nu, câte locuri sunt, se depășește sau nu capacitatea? Așa, să apese pe un buton și să știe. Mă îndoiesc. Bine, o să ni se spună că da, noi știm că facem controle, trecem pe la fiecare centru o dată pe an. Dar de ce nu de două ori? Pentru că nu avem personal, noi suntem puțini, noi și așa ne sacrificăm toți de la toate instituțiile astea, că lucrăm cu personal puțin, nu avem mașini, nu avem drone, nu avem mașina timpului, nu avem nimic. Dar oamenii ăia, care se spune că nu o duc foarte bine întotdeauna. Și mai este o problemă.
s-au dus în controle și au găsit situații în care condițiile erau bune, nu foarte bune, sau bunișoare, și situații în care condițiile erau proaste, dar cu toate autorizațiile la zi. Ia puneți-vă în postura unui membru al familiei care trebuie să-și ducă părintele, bunicul, într-un asemenea centru. Unde se duce? Unde-s condiții proaste autorizate sau unde-s condiții bune neautorizate deloc sau total? De ce nu discutăm toate lucrurile astea? Ca să înțelegem odată pentru totdeauna că asta este o problemă extrem de gravă, o problemă de sistem pe care nu o rezolvăm cu controle heirupiste pentru că doamna Firea, pentru că domnul Pandele, pentru că PSD, pentru că PNL, pentru că ar vrea și AUR și ar vrea și USR. Bun, ne oprim cu subiectul ăsta aici, că vom reveni, vă promit. Și vreau neapărat să vorbim despre sport, despre fotbal, ca așa e în fotbal, sau nu mai știu, așa e în tenis, parcă era, nu? Avantaj serviciu, avantaj teren, avantaj... Dom'le, ca să vezi, clubul de fotbal Ceahlău a pus în vânzare abonamente. De când clubul de fotbal Ceahlău a ajuns să fie în Liga a doua, mă rog, de când se bătea în baraj pentru Liga a doua, a apărut o specie nouă de politician. Nici nu știu cum s-o numesc. Politicianus fotbalisticus. Domne, au puit ăștia pe lângă echipă, de-au început aproape să împută aerul. Deci, nu așa, pentru că oricum jucătorii când vin de la antrenament sunt transpirați și nu au, mă rog, până fac duș, ăștia vin fără să facă antrenament, că se vede că n-au făcut antrenament, și împut locul. Bun, te rog frumos, domnul Bogdan Călian, să-mi pui o imagine cu un domn care stă cu mâna în tricou verde, stă cu două degete sus și spune că a fost, este și va fi mereu alături de echipa sa de suflet, FC Ceahlău, Piatra Neamț. Este vorba de domnul Vasile Panaite, care se simte mândru la stadionul Ceahlău. Și spune dânsul așa, că este mândru alături de echipa sa de suflet, FC Ceahlău, Piatra Neamț. Pentru, și mai spune ceva, cu o sprijină, nu doar cu vorba, și-a cumpărat un abonament. Mai trebuia să ne spună valoarea abonamentului la potențele domniei sale, bănuiesc că și-a luat unul din ala de 1.500 de lei, sau două, nu știu, dar pentru că el este reprezentativ pentru politicienii ăștia care s-au îndrăgostit de fotbal după promovare, aș vrea să vorbim un pic pentru că despre domnia sa, pentru că de ceva timp dânsul ne spune să ne pregătim că va candida la Piatra Neamț. Bănuim că la funcția de primar. Nu cred că la funcția de manager al spitalului de urgență din Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț, unde are o vastă experiență în lucrări făcute la vremea aceea foarte trainice, acum trebuie probabil refăcute, așa a hotărât unul din șefii domnului Panaite. Deci ce ne spune domnul Panaite? Că dânsul a fost primar al comunei Dragomirești și că a reușit să atragă fonduri europene și guvernamentale importante cu care am realizat toate nevoile comunității. Deci, cu care am realizat toate nevoile comunității. Chiar toate.
Cine a venit după domnia sa nu mai are nicio nevoie. S-ar putea ca nici cei din Dragomirești să nu mai aibă nicio nevoie vis-a-vis de domnul Vasile Panaite. Dar asta este fix problema lor. Ce e frumos? Spune, sunt pregătit să pun toată experiența mea administrativă ca primar, prefect și secretar de stat în slujba tuturor locuitorilor din Piatra Neamț. Cu respect, Vasile Panaite. Acum, domnul Vasile Panaite este un tip colocvial, un tip cu care ai ce discuta, un tip bine pregătit. Mie îmi place că în cea mai mare parte a timpului poartă costum sau sacou, pentru că iar lucrul ăsta a fost taxat imediat în folclorul politicii locale, cum că într-un sacou poți să ascunzi orice, mai ales când stai de vorbă prin zone mai retrase. Da, mergem, trecem și peste asta și spunem așa. Domnul Panaite se pune în slujba noastră a pietrenilor, cu experiența sa de primar, prefect, secretar de stat. Ca secretar de stat o să ne mai întoarcem cu activitatea. Ca primar la Dragomirești nu prea avem ce discuta. Dar ca prefect, domnul Panaite a fost absolut senzațional, pentru că în calitatea pe care a avea, el a înțeles că trebuie să... Cum e cuvântul ăla? Să faci mediere între puterile locale. Și așa a încercat el să facă o mediere între Ionel Arsene, unul din șefii săi, și Gheorghe Ștefan, șeful șef. Țineți minte de ce domnul Arsene a fost trimis în judecată pentru prima dată? Pentru că domnul Ștefan i-ar fi dat niște bani ca să-l facă, limbajul actual, ca să spunem așa, să-l facă pe Culiță Tărâță. Cum banii n-au mai venit înapoi, domnul Panaite s-a oferit el să găsească o soluție. Și soluția a fost găsită așa cum sunt toate soluțiile făcute de oamenii aceștia care vor să performeze în politică, care știu cum se învârt lucrurile. Și a zis așa, băi nea Giovanni, uite care e treaba. Tu poți să-mi dai o lucrare mie pe firma Isopoint? Nu sunt eu, e soția, mă rog, nu contează, e la noi, în curte. Păi și dacă îmi dai lucrarea aia, eu scot de acolo ceva și îi dăm lui șeful. Frumos, nu? Atitudine de prefect responsabil care ar trebui să ajungă primar la Piatra Neamț, pentru că în felul ăsta știm sigur că va ști să medieze lucrurile astea foarte, foarte ok. Adică cine merită primește, cine nu merită stă și se uită. Și se întâmplă lucrul acesta, domnul prefect primește lucrarea, domnul Arsene îi dă și niște termopane ca să pună la respectiva lucrare. Care era lucrarea? O școală, domnule, o școală, de la Icușești. Bogdan, pune-te rog frumos școala aceea, când poți, nu-i problemă. Pune școala, uite acolo ce amărâtă e, uite-te la ea. Mai ai și o poză din alt unghi, parcă arată mai bine. Deci o școală. Dar știți ce-i cu școala asta? Brea a lovit-o ghinionul. Nu, până a luat-o, domnul Panaite. Înainte. Construită prin 2003, parcă nu mai țin minte, a lovit-o trăznetul. A luat foc, domnule. A fost construită cu banii Băncii Mondiale. Apropo de banii ăștia care vin din afară și care sunt blestemați de multe ori, da? A luat foc, domnule, școala. Și după ce a luat foc școala, prin 2014 a venit Isopoint-ul să construiască una mai frumoasă. I-a dat-o domnul Arsene. El a luat, domnul Arsene i-a dat și geamurile, i le-a plătit Isopoint-ul în avans și mai mult decât era normal. Mă rog,
treaba lor, că până la urmă o construcție se face cu sudoarea frunții și cu bani publici. Da, oameni buni, din 2014 au trecut vreo 9 ani și un pic de la începutul lucrărilor. Și școala nu e gata, domnule. Vă rog să mă credeți. Nu este gata. De ce? Că n-a vrut mușchilor. Probabil că domnul Panaite așteaptă alegerile locale la Piatra Neamț ca să dea în funcțiune școala de la Icușești, să spună, ia că am făcut și eu ceva în afară de biciclism. Pentru că aici, trebuie să recunoaștem, se pricepe la biciclete și la Facebook. Bun, și ca secretar de stat s-a priceput, dar lucrurile sunt un pic mai complicate acolo. S-a priceput și ca prefect. V-am arătat numai o fațetă a activității, că au mai fost și altele. Da, despre toate astea, probabil vom avea timp, pentru că se știe că în județul nostru toți politicienii dați la un moment dat la o parte, jinduiesc, se uită cu drag la aur, adică la rezervele pe care le-au strâns pentru a le cheltui într-o campanie electorală. Că au rezerve, slavă Domnului. A, v-ați gândit la partid? Fiți, domne, serioși, domne. Aur nu primește, domne, decât oameni curați, oameni verificați. A spus-o domn Simion. Nu primim noi de la PSD, a, de la PDL. Putem primi, că ăștia de la PDL au fost spălați și în PSD și în PNL și acum sunt spălați, înfășați și proaspeți buni ca să îi luăm, să-i facem candidați aur. Cică, nu s-ar supăra nici domnul Panaite să meargă la aur. Ba chiar ar aduce o plusvaloare acolo. Clar, la conferințele de presă, da, pentru că dacă te duci la o conferință de presă de-a lui aur spusă de doamna Dumitrina, ai două variante. Adormi singur, adică adormi voluntar tu ca să te protejezi, sau adormi și te gândești că ai ajuns în alte zone în care cineva îți face un tratament psihiatric. Da, mă rog, ci că ăștia de la PDL chiar sunt foarte apreciați în aur, ci că un fost PDL mare, tare, chiar, cum să spun, mai mult ca perfect era la un moment dat, sau prefect, mai știu, perfect, nu mai țin minte exact, s-ar fi oferit și el să meargă la aur. I s-a sugerat să șteargă din CV partea cu consilier la un PSD-ist, notoriu, plecat într-o vacanță prelungită. Dar nu contează, că omul are copii, are tot ce-i trebuie, iar aur, v-am spus, e magnet acum, e magnet. Asta e. La vremuri, noi, tot ei, să fim iubiți și protejați. De cine? Habar n-am.